sunteți drept la țintă. Prințul Cristi a bătut gongul în ring. Femeile din viața lui sunt la un pas de păruială după ce s-au duelat în replici acide. Bianca Drăgușanu și Tania Budi au ajuns în runda a doua astăzi. Divele vor fi arbitrate chiar de celebrul Corneliu Vadim Tudor, în direct. Dragi prieteni, în timp ce pe unii se bat femeile, alții doar visează la așa ceva. Astăzi vi-l prezentăm pe ultimul virgin din showbiz. Și nu, nu este vorba de Gigel Frone. Iată acum titlurile zilei. Șoc! Gigel Frone nu este ultimul virgin din showbiz. Trăiesc un film de groază. Clejanii sunt sechestrați în propria casă. Prin ce clipe cumplite trec Viorica și Ioniță, aflați în câteva momente. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și... Bănele, tatăl tău cerșește în stradă. În ce stadiu a ajuns Marin Nicoliță și ce eforturi face pentru a-și vedea fiul? Vedeți imediat! Prințul Cristea, prins în războiul divelor, Tania Budi și Bianca Drăgușanu au ajuns la cuțite. Cuvinte grele și o ploaie de amenințări. În câteva momente, drept la țintă. Pentru cine am muncit toată viața mea? Pentru copii, pentru casă și... Bănele, tatăl tău cerșește în stradă. În ce stadiu a ajuns Marin Nicoliță și ce eforturi face pentru a-și vedea fiul? Vedeți imediat! Da, prieteni, sunteți drept la țintă. În tatoul drept la țintă, președintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, pe care îl știți capabil să năruiască orice competiție, chiar și atunci când abordează stilul monden. Bună seara, bine ați revenit drept la țintă. Mulțumesc pentru invitație și sper că ți-a trecut supărarea. N-am fost supărat. Eu am picat de fraier. V-ați supărat. Hai să ne spune telespectatorilor, acum vreun an mi-a dat distinsa lui soție Cristina un SMS destul chiar de sever. Chiar așa mult să fi trecut? Destul de basarabear, de sever. Că l-am criticat pe Mădălin și ca să o împac, uite ce i-am adus de la Baden-Baden. O balerină muzicală cu cristale Swarovski. Ah, frumos! Se aude? E și o muzicuță? Se aude, da. Ia. Pune-o la microfon. Mamă, ce dansează balerina asta. Ia filmați, faceți un prim plan. Foarte tare. O pun la lavalieră. Se aude perfect. Mulțumesc mult de tot. Chiar arată foarte bine. Morala, așa? Faceți soțiilor, prietenelor, logodnicilor, surorilor, cadouri și vă vor iubi toată viața. Asta e singura... Da, nu, ea e un copil bun și eu nu, e nunta frumoasă pe care ați avut-o la, când am stat la masă cu Ilie Năstase și cu Brigitte. A fost foarte frumos. Așa e și când m-a sunat mult, ieri, l-am întrebat, zic, măi, te ține sub papuc, cumva? El a întrebat în franceză, qu'est-ce que c'est papuc? Ok. Da, e mai complicată povestea, dar hai să intrăm într-un registru direct așa. Da. Avem și subiecte mondene destul de multe. Dar mai întâi, apropo de subiectul pe care l-am abordat ieri, l-am dezbătut ieri cu domnul din Giurgiu, care a avut o relație cu o fată de 12 ani. Înțeleg că v-ați interesat și noastră și ați făcut anumite demersuri. În primul rând că el a recunoscut cu franchețe, cu fără probleme aventura sau eu relația. Eu m-am mirat că nu a fost arestat până acum. În situația în care el recunoaște, el însuși. Îl ai și pe cameră, nu cameră ascunsă, ci filmat la vedere. Și spune că polițistul din zonă, nu poți să zici de proximitate, șeful de post, probabil, din comuna Singureni, l-a și lăudat, bravo, ce bărbat ești, nu știu ce, arată niște complicități care nu prevestesc nimic bun. Eu l-am sunat pe... N-aveam numărul Mircea Dușa, ministru de interne. L-am sunat pe amicul meu din copilărie, pe Florin Georgescu, viceprim-ministru, și i-am zis, spune-i subalternului tău și colegului de guvern, ministru de interne, să-mi dea un telefon, pentru că vreau să lămuresc care sunt relațiile dintre poliția de acolo și un om care, evident, face și întreține, că nu e un accident, e o întreținere de circa 2 ani, o faptă abominabilă de pedofilie. Îți aduc aminte cazul marelui regizor evreu-polonez
american, elvețian, nici el nu mai știe unde s-a refugiat de mânia legii americane, Roman Polanski. El în urmă cu circa 40 de ani a avut o relație de genul ăsta incalificabilă cu o fetiță de 13 ani. Americanii l-au condamnat, mă rog, nu știu dacă a fost și închis, el e scăpat în lumea largă și nu-l primesc, sau dacă îl primesc, îl duc direct la Sing Sing, da? Correct. Deci așa ceva se pedepsește pretutindeni în lume. De ce mă invitați să-i tu pe mine încă de ieri? Pentru că sunt tată de fetiță și tu ai fată și parcă ne crispăm, avem o altă dimensiune, o altă percepție a acestor atrocități. M-a sunat ministrul de interne, foarte amabil, zic, domnule, zic, ai un polițist în zona cu tare care face și drege? Nu știa omul câte are pe cap, sigur că da. Lăsați-mă, domnul președinte, să mă interesez. În 20 minute m-a sunat. Mi-a spus că e un caz cunoscut. De două săptămâni este cunoscut, a apărut și în presa locală. Am înțeles că voi nu mai puteți aborda în detaliu și cu imagistica de rigoare datorită CNA-ului. Hai să respectăm respectăm legislația, dar problema rămâne. Acel nemeric este în libertate și nu e normal. Ce ar mai trebui să mai facă? Să pândească la ușa grădinițelor? Să ia copiii dacă de la 4-5 ani? Dacă a ajuns să se laude la șpriț, nu e normal. Ce a făcut să fie ce țară e asta, omule, în care un pedofil e în libertate? Câte porcării de genul ăsta trebuie să mai facă? A, sunt complicități mari, am auzit că are un băiat, director de firmă, patron, până în București. Păi să facă bine și să trezească la realitate, să nu intre la zdup și fișul. Că l-apără pe Tasu. Ce familie de nebuni asta? Cum îl cheamă pe ăla? Ortician. Da, mă rog, eu nu i-aș... Dorel Ortician. Încă o dată fac apel la conducerea Ministerului de Interne să aplice legea. Nu să aresteze ce vrea Vadim Tudor, că eu nu arestez pe nimeni. Dar știu că pretutindeni în lumea civilizată, asemenea fapte abominabile sunt sancționate exemplar pentru a nu fi repetate și de alții. Cred că orice tată normal din țara asta se revoltă și orice femeie normală, mamă normală s-ar revolta într-o astfel de situație. Și care e revolta aici mea, dragul meu? Mă rog. Că e din rău mai rău în societatea românească, ceea ce înainte era o excepție, acum devine o regulă. Atunci aveam un râmaru. Acum avem mii de râmari. Uite câte crime sunt pe fond sexual. Eu l-am făcut primul râmaru, al doilea, pe nenorocitul ăla care a omorât-o pe japoneză. Eu am trăit scenele alea. Despre asta... Eram student la filozofie și chiar pe cheiul Dâmboviței, într-o seară veneam și eu acasă, condusesem o fată la cămin și chiar atunci a omorât-o el sub un pod a treia sau a patra victimă a lui. Și eram destul de speriați. Atunci că nu știa Maria de acoperire și pe cine mai omoară el. Îi împușcau. Dacă îi prindeau și îi făceau praf. Mă rog, aș vrea să trecem spre o altă zonă. Să sperăm că în cazul ăsta se va face dreptate și nu va fi nevoie să mai facem o mulțime de emisiuni. Prieten, n-ați fi bănuit așa ceva. Cunoscutul realizator TV Andrei Gheorghe mărturisește că prima experiență erotică din viața sa s-a consumat cu o persoană de același sex. Toată lumea își aduce aminte de primul sărut. În general, primul sărut are loc între persoane de sex opus, dar există și excepții. Andrei Gheorghe a mărturisit că primul sărut s-a consumat cu un băiat. Prima oară m-am sărutat cu un băiat. A fost interesant și îi sunt și recunoscător. Dănuț îl chema. Eram în clasa 5-a, 7 băieți în tabără. Și ce poți să faci în tabără după ce profesorii vă lasă singuri? Cretinisme. Într-o seară, Dănuț al nostru, după ce un alt băiat ne-a învățat balaurul, când estragi fumul expirat pe gură înapoi pe nas, este ce ni se părea tare cool, Dănuț întreba dacă știm să sărutăm o fată. Noi ziceam că da, dar el, nu mă, cu limba. Păi wow, cum se face asta? A venit Dănuț, m-a luat, m-a sărutat și toți erau: "Bă, dar ce-i face acum? Îi bagă limba în gură." Dănuț era un băiat drăguț, obraznic, tupeist, arogant, a devenit cel mai cool, a fost funny experiența. Și rememorând acea fracțiune de secundă, am simțit dulcele, am simțit tandrețea, chestia aia care nu mai era copilărească. Înțelegem că sărutul lui Dănuț a lăsat urme adânci în mintea realizatorului TV. Această experiență transformându-l într-un adevărat guru pentru verii și verișoarele lui. După această întâmplare, nu m-a mai sărutat cu nimeni ani de zile. De, fetele cu care umblam eu nu voiau să se sărute. Voiau să se pupe, că erau fetițe mici, însă mi-a fost de ajutor, pentru că atunci când a fost nevoie, am fost pregătit și între timp eu mi-am învățat toți verișorii și verișoarele.
Da. Mă rog, e într-adevăr o experiență asta. Și bănuiesc că l-a marcat pe Andrei Gheorghe dacă a ținut să mărturisească public acest eveniment. Hai să trecem peste, să comentez aberațiile astea. Trecem la altă aberație? Nu, nu. Da. Okay. Eu simpatizez păpuștul ăsta. Când a fost încolțit că se droghează, deși nu-l cunosc, l-am apărat, dar e un subiect prea mic față de dramele care se întâmplă în România. Da, o altă dramă, poate pentru Monica Tatoi, a fost întâlnirea recentă cu Gigi Becali. Scandal în direct la TV. Patronul Stelei, Gigi Becali, și Monica Tatoiu sunt protagoniștii celui mai nou scandal din presa românească. Luni seara, ieri seara practic, într-o emisiune TV, Gigi Becali, participând la discuție prin telefon, și-a ieșit din fire și a jignit-o teribil pe Monica Tatoiu, care era invitată în platou. Fiți atenți! Aseară, Gigi Becali, aflat în legătură telefonică directă, s-a enervat și a atacat-o verbal pe Monica Tatoiu, care era invitată în platoul unei emisiuni de televiziune. Dialogul dintre cei doi a continuat, conflictul fiind alimentat de ambele părți. Doamna Tatoiu a cam luat o razna. Ea cam dusă puțin. Dar stai, filmul ăsta mi se pare cunoscut. Dăm de 5 minute și l-ascultăm cum debitează. Ăsta nu-i visul pe care l-am avut, în care tu mă pupi și mă iubi, iubi mult. Nu. Acum mă pune să dialoghez cu doamna Tatoi. Doamna Tatoi v-a spus să mă ierte Dumnezeu, e dusă. Ce mai eu le spun? E un compliment dacă vine de la dumneavoastră. Eu vă spun un lucru. Eu ceea ce spun, nu mint. Eu nu mint. Eu spun ce s-a întâmplat. Eu nu mint. Eu am depus proiectul să fac bancă cu 30 de milioane capital social. Nu mi-a dat aprobare, Isărescu. Să exportăm mizerile din fotbalul românesc. Trebuie să-i mulțumim domnului Isărescu. După minute întregi de dialog contradictoriu, Gigi Becali a cedat și a cadoresit-o pe distinsa doamnă Tatoiu cu nenumărate apelative. Am o rugăminte. Vă rog frumos să mai măsurați pe mine când vorbesc pe mă puneți cu toate. Doamna Tatoiu nu s-a arătat indignată de comportamentul patronului Stelei, moment în care Gigi Becali a trecut la înjurături. Nu mă deranjează, doamnă, nu se poate. Deci în momentul în care un om sub nivelul meu, nu pot să mă vă rog, eu vorbim de subiect și arâne ca p***. Îți pare rău și-mi cer împăcarea. Șoc! Gigel Frone nu este ultimul virgin din showbiz. Da, vă veți întâlni cu ultimul virgin din showbiz, chiar ultimul virgin, peste câteva minute, dar acum discutăm despre scandalul dintre Gigi Becali și Monica Tatoiu. Replici destul de dure din partea lui Gigi Becali. Vă place Monica Tatoiu? Îmi place soția mea, îmi plac copiii mei, nu, am alte gusturi, eu cred că ea exagerează. Nu e o femeie proastă, am înțeles că e profesoară, dar artimetică. Da, artimetică, da. Ce nu mi-a plăcut mie. V-ar fi lăsat corigent dacă vă era profesoară. Poftim? V-ar fi lăsat corigent, cred. Dom'le, vrei să spun o treabă? Mă mândresc că am influențat într-un fel decizia doamnei ministru al învățământului Ecaterina Andronescu de a se diferenția bacalaureat, pentru că după drama în iunie, când s-a dat bacalaureatul, au fost zeci de mii de tineri afectați, cu familiile lor, cu tot. Eu am avut o discuție cu ea și i-am zis, Cati, nu mai poate merge așa. Uite întrebările. Eu pusese mâna pe evaluările evaluatorilor. Și am zis, dar cine evaluează pe acești evaluatori? Tu nu vezi ce fraze kilometrice, tu nu vezi câte greșeli de gramatică și greșeli culturale. Și erau confuze, erau ilogice. Zic, nu se poate așa ceva, nu. Ce fac ei nu trebuie să fie literă de Evanghelie.